aici sunt reprezentate anumite păcate pe care le săvârșea femeile. De exemplu, femeia aceea care nu dorea să aibă, să alăpteze un copil, unde este reprezentat șarpele care vine și suge din zinul ei. Este reprezentată femeia aceea care îmbeamnă să facă acest lucru, să facă păcate. Aici iară sunt femeile cele bârfitoare care n-au adunat și n-au făcut, n-au învățat bine pe oameni, ci le-au dus la rele și la păcat. Astea ar fi bârfitoarele? Astea ar fi bârfitoarele, da. Chiar funea legată de gât unei celelalte. Acum nu se vede, se vede foarte puțin, dar de aici încolo arată limba care reprezintă vorbele urâte care s-au tras așa, bârfele practic care le-au scos asupra oamenilor. Mai jos avem o scenă foarte reprezentativă și foarte importantă. Femeia care avortează, unde iată diavolul cum apasă pe burtă, iar alt diavol stă la piciorul ei și așteaptă să iasă copilul. Și iar mai încolo, în celălalt plan, avem cazanul de smoală, care din păcate se vede foarte puțin, unde femeile până la gât sunt băgate în smoală și iar diavolii, aici sub cazan este un foc, unde diavolii alimentează acel foc și le chinuie. Aici e biserica cu față stătem bărbață și aici femeile, fetele, n-aveam voie să trecem dincolo. Pictura era intenționat pus aici, că aici stăteau femeile. Da, aici era femeile. Fetele și femeile în spate, așa stăte fetele. Nealcoșe, Doamne, Sfinte, aici. De picturile astea vă aduceți aminte, da, de când ați fost tânără? V-ați temut atunci? Aici e după ușă, că aici era, zicea că e dracul închipuit după ușă. Aici e scena cu satana, cum le duce pe femeile păcătoase în iad, cum le chinuiesc, acolo e moarte. După ușă, am știut că... Am învățat de la bunica și de la mama rugăciunile și am știut că merea la religie, la școală. Am Biblie de când am fost pe clasa întâia. Deci e bună pictura asta pentru femei, da, să vadă. Da, că e bună, sigur. A fost foarte... V-ați adus și nepoatele, fiicele? Da, pe sigur, au fost și prunci aici. Le-ați arătat, le-ați explicat? Sigur. Numai femeie să nu fii lângă un astfel de perete. Amplasată, din câte am înțeles, chiar în locul unde stau de regulă biserică. În auzul bisericii. În auzul bisericii, unde stăteau femeile aici și pe lângă slujba pe care ascultau și cuvântul de învățătura preotului, mai avea și reprezentat păcatele pe peretele de la intrare, păcatele care le duceau sigur în iad și modul cum erau pedepsiți pentru anumite păcate. A avut, în fapt, chiar și acum, fiind cu nostalgie și amintesc din învățăturile pe care le-au primit și ei la rândul lor de la părinților, de la bunicilor și unde au transmis mai departe copiilor, nepoților, strănepoților aceste învățături și unde intră cu groază și cu frică și amintesc de unele păcate pe care le duc sigur în iad și la chinuri. Tot scenă de chin și de groază. Tot este, da, o scenă de chin și de groază unde sunt cele care și-au dat viața diavolilor și și-au luat singure, s-au spânzurat, sau... Sinucigașele. Sinucigașele, da. Iar mai sus avem împărăția diavolilor, unde stau la sfat și cum să facă pe oameni ca să îi aducă la păcat, să îi aducă în iad. Asemenea picturi nu se prea găsesc chiar în țara noastră, unde pictorul a reliefat exact credința din vremea aceea. Numai că nu, la televizor de astea nu văd așa ceva lucruri bune. Mai văd și, nu. V-au prins bine în viață exemplele foarte pictate aici? Da, Doamne, atunci în tinereță. Bine ne plăcea și ne uitam și trebuie să mă lemne ce-i ăsta. Tăta le vedeam, noi ne uitam pe aici doar când eram copii. Mai tâine. Nu, și... Ați fugit de păcat de când ați luat în seamă? Apoi, da, nu. Mai ca și în păcate între timp, da. Da, când vezi așa ceva, te ferești. De ce v-ați temut cel mai tare din toată pictura asta? E iad, e astea.
am văzut acolo cum e să pedepsesc femeile care sunt păcătoase. Fricoșem. Și ne temem. No. Aici, în sat, cel puțin, credeți că femeile au fost mai credincioase ca în alte sate, din cauza picturii? Acum am o pădure fără uscături, nu este. Nicări. Era credincioasă. No. Credincioasă, foarte credincioasă la noi. Nu a fost. Nu a fost păcătoasă femeile așa. Nu a fost stricate rău. E foarte bună, care îți înconde ea. El mai uită săracele. S-a întâmplat să mai și uite? Da, cum? Trecem din mine la săracele, că sunt fără minte. Așa, Crișmarului, el cel care în spatele lui stă diavolul și îi trimițează și îndecheamă pe oameni la Crișma. Bineînțeles, după ce ieșeau de la Crișma, se subînțelege ce urma acasă, unde veneau, își băteau nevestele și ieșea mare scandal. Noi credeam ce ne spuneau părinții. Ce vă spuneau atunci vis-a-vis de pictura din biserică? Nu, ne spunea să ne uităm cu atenție, că dacă fetele nu sunt cinstite până la căsătorie, după moarte, să duc în iad și acolo diavolii le chinuie. Le bagă în cazane cu smolă, zbătute cu zbiciuri, stârâte. No, noi credem și i-am ascultat pe părinți. Și ziceau că feciorii trebuie să fie feciori până la căsătorie și fetele la fel și nu ne lăsa să ne tăiem părul. Zice tata meu că părul lung la fete, la femei, corona frumuseță. Avem frică și în ziua de astăzi. Eu mă tem de focul iadului și no, mă rog la Dumnezeu și postesc și vin cât pot la biserică, deși bolnav am la 50 de ani. Credeți că doar fetelor e adresată pictura sau și femeilor după căsătorie? Păi și femeilor după căsătorie, bineînțeles, și femeile, și așa mă educau părinții, că dacă m-am căsătorit să-mi iubesc soțul, să respect soțul și copii și familie și să nu rătăcim după vorbile bărbaților, că bărbați au fost care să ne atragă la rele. Biserica e foarte veche, de sute de ani și atunci multă lume nu avea carte, nu știau să citească și nu prin pictura asta să transmite. Acolo puteau să vadă, nu erau nici cărți, cum nu au fost nici televizoare, nici radio, era mai nici simplu nimic. De priceput. Da, bineînțeles, dacă în pictura asta au putut să vadă că ce s-ar putea întâmpla. Urmează dreaptă judecată deasupra ușii a lui Dumnezeu, unde diavolul încearcă ca să tragă de partea lor păcatul cât de mic. Dincolo este pus sufletul omului și din coace diavolul încearcă să agațe, să tragă balanța spre ei ca să îl ducă în iad. Păi așa ne spune și ne învăța lucruri bune și rugăciuși și merg la biserică, dar mă poți spune că eu aud. Nici pe mine nu prea mă ascultă copiii, cam nu știu numai laptopul acela. În biserica asta când intri numai femeia e să nu fii, după ce e pe pereți, așa? Da, da. Acum nu știu că de ce pictorul a pictat numai femei și nu a pictat și bărbați. Să considera mai de mult că bărbații sunt mai superiori ca și femeile.